O mare problemă în această zonă este umiditatea. Dacă ai casă, e cam nasol cu umiditatea, pentru că majoritatea camerelor au un fel de igrasie. Da, mare umezeală. N-am avut probleme cu câinii până la urmă. Încă o plajă. La orizont. Stânga. Stânga, stânga. Toată lumea își închiriază scooter în zona asta. Da. Da. Asta e altă plajă. Nice. Oh, nice. Oh, ce valuri. Hardcore. Trebuie să găsim la fel ca aer un loc de chill unde se spar valorile, că altfel n-ai cum te ia pe sus. Oh, ce bine că a intrat soarele, puțin că e foarte cald. Este un loc interesant. Bunny and Tree. Terasa de la pomp, ceva de genul. Valuri imense. Din cauza că sunt foarte mulți turiști ruși în zona, în fața noastră un afiș spoken Russian. Șarpe la orizont. Călcat sau? Câți kilometri am făcut până acum? Acum foarte puțin. 40 de minute, un kilometru, dar am stat și leneș. 2 kilometri. 10 kilometri. Altă plajă la orizont. Un mare restaurant la parter. Miroase a curry. Valurile sunt imense. Wow, câte lume. Wow. Câte unde erau toți băcați, a? Toți, da. Uite cum au ieșit, da? E bun locul de făcut o baie. Nu știu ce să zic, că te ia valul. Da, e că nu, la mal nu prea e. Nu prea e, da, e bine. Nu sta puțin pe loc. Dar după aia nu mai poți să mergi ud pe aici. Ten. Ok, hai să-i dăm o baie atunci. Aoleu, e prea cald să-mi fac picioarele, nu? Nu mai pot, de cald. Orice pas făcut, transpir instant. Loc la umbră. La umbră. Mergem să vedem mai multe locuri. De stai la plajă, e foarte cald. Nu ai cum să stai la soare. Toată lumea e roșie, roșie. Wow, în stânga sunt valori mai mari. Wow,
uite cât avaluri lângă. Ah! Ce? Mi-a intrat ceva în picior. Wow, cum arată locul ăsta. Am intrat în zona de mega lux. Oh, uite aici, putem să apar. Dacă n-apar crocodilii, a? Dar uite că sunt peștișori. Wow. Valuri mari. Ieri am prins un loc fără valuri. Bus and the palm, you know, and the palm. 300 meter only, and the cash and the 200 beach is, and the octopus is living. Deci costă $150 de persoană și mergi să dai la pește. Calamari, octopus, calamari, big fish and the small and the mullet. Okay, it's a palm, you know. Very long farm. This is a blue hole. That's a blue hole. Blue hole. Asta you sunt activități. It's the coming and the water and the very height coming and activitățile pe care le poți face la plajă. Mergi cu o barcă de asta mică și stai la pește. Deci pentru $150. And the madam mullet fishing and the rod fishing is a tuna same. Tuna same fish and the big fish. Pentru $150 te duci să dai la pește cu oamenii. După aia faci scufundări, nu scufundări. Snorkeling. Faci snorkeling. Și ca bonus îți mai arată un loc de ăsta unde poți face niște fotografii. $150, fix cât am dat noi pe 2 săptămâni cheltuiala. Deci cu $300 două persoane, te-ai dus 4 ore pe mare. Dar poate este cineva interesat să dea la pește și să facă snorkeling. Să prindă peștele cel mare. Cam ăsta e prețul, de la $90 la $150. $90 erau 2 ore și 150, 4 ore. Până te faci roșu, roșu caracu. Am aflat care sunt prețurile la această plajă. Trebuie doar să faci consumație și șezlongul este gratuit. Îți dau și paddleboard să faci puțin surf. Și am întrebat de curiozitate cât costă un potul vegetables, 2200. E ok. E ok, deci doar consumație și ai șezlongul gratuit și paddleboard. Plătești 6,50 € pe o mâncare și aia a fost. Da. Ai totul gratis. Stai la plajă. Mega lux. De-aia toată lumea avea un paddleboard. Această cabană din chirpiți se poate închiria. Am mai ajuns la o plajă, ne-am întâlnit cu 4 români care au făcut un trip cu mașina. 600 de euro pentru o săptămână, 4 persoane, deci 300 de cuplu. Atât i-a costat să închirieze o mașină cu tot cu șofer. Iar ți-ai cumpărat plajă?
zonă periculoasă, nu face baie. Când crezi că ești pe un drum greșit, te uiți după niște plastice. Dacă vezi urme de plastice, înseamnă că ești pe drumul bun. Ne apropiem de paradisul promis. Plaja silențioasă, Silent Beach. Să începem cu piscina naturală. Naturliși. Fiși. Nu e nimeni. Era. Și acum putem să stăm noi. Și acum e locul nostru. Silent Beach. Wow, intrarea. Oprire. Oprire la restaurant. Restaurant. Nu ready. Și ultima plajă pe ziua de azi la tsunami zona.